pentru că numai cu doctor nu vreți să vă vedeți în timpul vacanței, evident. Facem noi asta pentru dumneavoastră și ne mai întâlnim din când în când preventiv. Domn doctor Gheorghe Niță este alături de noi, este urolog, este și doctor în științe medicale și din experiența noastră știm că a rezolvat niște cazuri destul de delicate. De-aia ne bazăm pe dânsul când punem întrebări. Când ajungi la medicul urolog, s-ar putea să fie un pic târziu. Bună dimineața! Bună dimineața! Știu că preventiv te mai duci la dentist, dar iertați-mă, n-am auzit să te duci preventiv la urolog și nu știu dacă e bine, mai ales după o vârstă. Știu și eu, văd că devenim din ce în ce mai apropiat și poate că asta e și din cauza dumneavoastră, se apropie o vârstă în care... Mulțumesc pentru încredere, dar așa e, la urma urmei. Vă pun întrebări despre apă. Apa e foarte la modă în ultima perioadă, dar eu să știți că sunt băiat de la țară și noi știam așa că dacă ulciorul nu e măcar pe jumătate plin și transpirat, nu merge nici sapa. Adică, cred că bunicii noștri știau ei ce știau, nu e bine să ți se termine apa pentru că nu mai ai vlagă în primul rând, dar vreau să ne explicați medical. De ce e atât de importantă apa? Ce-o face ea, în afară de faptul că îți trece setea? Apa e esențială pentru viață, în primul rând. Deci, o mare parte din corpul nostru este format din apă, este un foarte bun mediu de transport al mineralelor și fără apă nu putem trăi. Fără mâncare putem trăi o perioadă foarte mare de timp, pe când fără apă nu putem. Mai ales în condițiile astea în care temperaturile sunt ridicate, aportul de apă trebuie să fie mai crescut față de obicei. Știu, 2 litri sau mai mult de apă pe zi, dar Correct. Cum calculăm, de exemplu, pentru copil sau pentru soția care e slăbănoagă? Doar nu bea toată lumea 2 litri de apă pe zi. Da, asta e o normă așa generală, dar evident că trebuie adaptat la condițiile în care stăm, la greutate, la consumul altor alimente, cum ar fi fructele, de exemplu, care conțin foarte multă apă, dar în general, așa se spune, 2 litri de apă pe zi. Ok, la un om normal, cum s-ar zice, mediu. La copii, cum urmărim treaba asta? E destul de greu. Dar știu că un copil știe să ceară dacă e sete. În general, da, dar trebuie să avem grijă ca măcar la un litru să ajungă și ei. Da? Ok. Și să evităm cât se poate mult genul de băuturi foarte dulci. Da? A, că stricăm mai mult din ce am făcut. Exact. Bun, o să ajungem la băuturile amare, dar până atunci să vorbim serios. Ce facem dacă nu ne e sete? Eu am cunoștințe care zic, domnule, mie nu mi-e sete, nu beau apă. Dacă trec ore și ore și omului tot nu e sete, să bea forțat sau să asculte doar ce zice setea? Ideal ar fi să bem în mod conștient, adică la un intervale regulate de timp, să bem câte o gură de apă. În felul ăsta vom ajunge foarte ușor la cei 2 litri. În general, știți că cei 2 litri, degeaba îi bem seara pe toți și bifăm că am băut 2 litri astăzi. Ideal da. Este să bem constant pe tot parcursul zilei, mai ales într-o zi ca asta, călduroasă, trebuie să avem grijă să bem constant. Și m-am bucurat, am văzut membrii echipei că toți se hidratau corespunzător. Da, ok, și imaginea că e bere, dar tot la apă am rămas. Acum, ca să fiu sincer, am văzut ce văd eu de aici în zona bucătăriei, eu știu. Se stă bine. Vreau să vă întreb dacă pot trece la ăștia 2 litri de apă și berea. Berea conține apă. Da, putem trece, dar atenție, știți cum e, consumul moderat de alcool. Dar, okay. Da, o putem trece. Mergem în zona extremă, știu, la televiziune așa e, cu trebuie să sperii lumea, dar nu-mi doresc asta. Însă vă întreb ca posibil pacient. Zile în șir de deshidratare, la ce pot duce? Și aici vorbesc de interior. Ce găsiți dumneavoastră când vorbiți cu pacientul? Da, din păcate foarte multe. Multe boli din sfera aparatului urinar, care chiar cu asta se ocupă, da? Procesarea apei. Multe dintre afecțiuni rezultă din consumul inadecvat de apă. Și aici mă refer de la banale infecții urinare, care sunt frecvente la femei care nu consumă lichide suficiente, până la boli grave, cum ar fi, de exemplu, tumori la nivelul aparatului urinar, care se fac tot datorită substanțelor nocive din urină, care devin astfel foarte concentrate și care pot acționa negativ asupra vezicii urinare, spre exemplu. Deci, practic, de când... apa care nu costă mai nimic ar putea să te ferească de niște lucruri care costă enorm sau da, chiar viața. Evident, de la banale infecții, trecând prin litiază și ajungând la boli mai grave, cum ar fi tumorile în vezica urinară. Bun, da. Și ce spune pacientul când îi spuneți, domnule, n-ați băut apă? În ultimii ani, așa mi-arată mie datele că n-ați prea băut apă. Și el zice, nu, poate n-am la tratament. Nu, n-ați băut apă. Sunt curios ce zice un pacient. Atât de simplu era să beau apă? Deja când a ajuns la mine,
e îngrijorat de ceea ce are. Adică i s-a diagnosticat deja o afecțiune și nu prea și mare rostul să umble în trecut. Dar întotdeauna în recomandările mele sau în recomandările noastre ca și specialist este și chestiunea asta, de a consuma lichide suficient. Mulțumim tare mult! Să ne vedem cu bine și sănătoși la toamnă! Mulțumim că ați tot apărut în emisiunea noastră anul ăsta și că probabil undeva am schimbat și noi ceva. Dar nu vorbim mai așa ca să ne aflăm în treabă. Probabil, mulțumesc de invitație. Să vă meargă bine, nu uitați că și medicii au vacanța lor, da? Și e foarte aiurea în inima vacanței să îți spună corpul că trebuie să te vezi cu medicul.